Pământul este de neoprit la Alun, în județul Vâlcea. Încă două familii au fost evacuate din cauza alunecărilor de teren din zonă. Malul de pământ avansează repede. În doar o zi a înaintat 10 metri și a ajuns în apropierea două case care sunt acum evacuate. Ce se întâmplă la Alun, ne spune colega noastră Bianca Petrică. Bianca, bună seara! Bun găsit, Tiberius, bun găsit, doamnelor și domnilor. Din moment în moment, aici la Alun, echipele de intervenție vor începe demolarea controlată a ultimei locuințe evacuate și trebuie să vă spun că de când s-a activat alunecarea de la începutul lunii mai până acum, au primit ordin de evacuare 10 gospodării. Zeci de persoane sunt nevoite acum să doarmă la vecini, la rude, într-un cămin social și în două module puse la dispoziție de primărie. Trebuie să vă spun că de azi dimineață echipele de aici, de la Apele Române, de la Drumurile Naționale, de la Prefectura Vâlcea, lucrează în continuu. Puteți vedea și în spatele meu buldoescavatoarele cu care oamenii încearcă să ducă din pământul care a coborât aici în zonă, pentru că riscul cel mare în acest moment este ca pământul să vină peste drumul comunal de aici, din zona care este de altfel și singura cale de acces. De altfel, dacă s-ar întâmpla acest lucru, alte trei case care sunt situate de cealaltă parte a drumului ar putea fi luate de pământ. Vă spuneam că sunt echipă de la Apele Române pentru că și albia râului Olteț este afectată de această alunecare, dar și de la Drumurile Naționale. Astăzi, toată ziua, un elicopter a survolat zona, iar din ce am discutat cu autoritățile prezente aici, Halda înaintează cu o viteză foarte mare. Ne spuneau că numai azi noapte a înaintat cel puțin 15 metri. Localnicii de aici, din Berbești, dau vina pe cei de la exploatarea Berbești. Spun că până acum nu au făcut absolut nimic să stabilizeze această haldă de steril, cu toate că ei au făcut nenumărate sesizări, au anunțat că pământul a luat-o la vale. În schimb, cei de la exploatare au spus că au încercat să ridice și au investit bani, au încercat să ridice din piatră de munte un zid, dar forța pământului a fost mult mai puternică, iar pământul a luat-o la vale. Pentru momentul acesta au fost informațiile de aici, din comuna Vâlceană, Alun. Tot s-a adus, bucătăria, morman de fier, morman de molus. Asta e, a rămas pe drumuri acum. Una dintre casele care au fost evacuate astăzi este a familiei Avram. Agonii sale de viață s-a dus pe apa sâmbetei. Oamenii au încercat astăzi cu ajutorul pompierilor să mai salveze câte ceva. Dacă vă spun, nici eu nu mă știu pe unde mi-am dus. Am un cumnat, am mai dus pe la el, am dus lângă centru social câteva lemne. Am cereale de astea, car la ele și ieri am carat și astăzi, am mai și vândut ca să pot să degajez. Nu știu ce să mai fac. Refuzam să cred că ajunge. Abia acum încep să realizez, după ce totul am înșirat, că nu mai aici a fost. Ce să mai faci? Ați pierdut toată agoniseala? Toate, le-am strâns pachet. S-au rupt, s-au degradat, le-am depozitat, ce se poate recupera, ce se poate, ce nu, luăm de la capăt. Cea de-a doua casă evacuată a fost a familiei Genunche. Oamenii sunt supărați și spun că dacă autoritățile luau măsuri la timp, nu se ajunge aici. Stau prin vecini, lucrurile prin împărțite, tot așa, prin vecini, prin rude, prin toate alea. Foarte greu este. Cum reușiți să recuperați până acum? Foarte puțin, v-am spus, foarte puțin. Alți localnici se tem că și casele lor ar putea fi înghițite de malul de pământ. În această situație este Nea Victor. Omul spune că la cei 90 de ani pe care i-are, nu i-a fost dat să trăiască o asemenea dramă. O nepoată, uite, casa albastră, a mea e lângă, ne termină cu tot. E sfârșitul lumii. Hai, cu noi. Am 90 de ani. Da. Și uite ce ajunsese. Unde să-l ducă? Vine de sus. Alunecarea de teren înaintează cu repeziciune. Cu toate că se lucrează non-stop, 7 metri, 8 metri tot înaintează pe în 24 de ore. Ce se va întâmpla? Unde se va ajunge? Ce siguranță încercați să le oferiți oamenilor care se tem de la o zi la alta? Nu știu ce să mai facă. Nu știu ce să vă spun. Eu, părerea mea este că nu se oprește cu una, cu două. Nu știu ce modalități o să încerce,
instituțiile statului pentru a opri această alunecare, dar părerea mea este că nu se oprește. La începutul lunii mai, după câteva zile de ploi neîncetate, pământul a luat-o la vale, la halda de steril a carierei Berbești-Vâlcea. Toate măsurile luate de autorități s-au dovedit în zadar. Am încercat să intervenim cu utilajele în scopul amenajării și prima etapă înfrățirii cu dealurile din stânga-dreapta acestei aluni. 10 case au fost până acum evacuate la alunu. Oamenii sunt cazați la centrul social pus la dispoziție de primărie și în două module pentru sinistrați.